Salutare, prieteni, eu sunt Adrian și vă urez bun venit la un nou episod de Zilonca. Ce facem noi astăzi? În primul și în primul rând o să trebuiască să ne ocupăm un pic de animalele noastre, că în episodul trecut ați văzut, l-am pus pe Gheorghiță să facă baloți, eu am recoltat la ors, e vorba de terenurile 89, și am scăpat ceva din vedere și faptul că găinile noastre au neapărat nevoie de mâncare, da? Mai au 1800 de litri de mâncare, trebuie să le punem neapărat. La băcuțele noastre, deocamdată mai avem și niște mâncare, o să trebuiască oricum să le mai punem. Lapte, deocamdată avem destul de puțin. La purcei, mai au mâncare, o să mai trebuiască să le mai punem, dar mai putem să-i lăsăm așa un pic. Și la căluți, momentan, suntem binișor. Nu mai au nevoie de nimic, văd că e tot în regulă, da? Bun. Lanțuri de producție, momentan nu avem contracte, nu facem, nu ne băgăm la așa ceva. Ok, deci, după cum am spus, pe terenul cu numărul 87 a făcut Gheorghiță baloți. Pe terenurile 77, 78 și 79 a făcut acum două episoade baloți. Aici avem iarbă și am făcut baloți de fund, pe 87 avem baloți de paie. Eu am recoltat în episodul trecut, a fost și 87-le recoltat și am recoltat și 89-le. Numai că terenul cu numărul 89 deocamdată este plin cu paie. Și trebuie să-l luăm frumușel pe Gheorghiță, la fel, același lucru, să-l punem la treabă, nu putem să-l lăsăm să stea degeaba. Îl punem să facă balos pe terenul cu numărul 89 și până atunci o să mă ocup și eu de animalele noastre. Numai că o să-i dau lui de data aceasta New Holland-ul. De ce o să-i dau New Holland-ul? Pentru că am eu nevoie de încărcătorul frontal pe tractor, pe tractorul de la Fiat. Și ăsta nu are încărcător frontal, dar nu putem să-i punem, așa că o să iau eu Fiat-ul și o să-l aducem pe Fiat aici, să-l folosesc eu, lui Gheorghiță îi dăm New Holland-ul să-l folosească pe acesta. Hai să-l ducem întâi și întâi acolo, trebuie să-l luăm, în primul și în primul rând avem Wind Rover-ul, e lăsat acolo undeva pe marginea la un teren de al meu, mergem să-l luăm. Și o să-l punem pe Gheorghiță să facă braz de pe terenul 89, în primul și în primul rând. Și eu v-am zis, eu o să mă ocup un pic de animalele noastre și o să trebuiască ușor, ușor să ne băgăm să adunăm, să strângem toți baloții ăștia. Uitați și de baloții avem aici. Toți baloții ăștia, de fân și inclusiv baloții de paie. Acum o să fie o problemă, o să vedem cu ce îi strângem, pentru că remorca aia mea pe care o am este un pic cam micuță. Este un pic cam micuță și ia decât 4 baloți, fiindcă ăștia sunt din aceea de 1,80 în diametru și decât 4 acceptă. Așa că să vedem exact ce și cum facem. Da? Ok, hai să atașăm aici Wind Rover-ul și hai să mergem noi pe terenul cu numărul 89, să facem acolo brazdele de paie. Îl punem pe el aici să facă același lucru cum am procedat și în celelalte părți. Întâi îi dăm, de fapt o să facem traseu, o să setăm pe acest teren traseu pentru cosplay, da? Setăm pe Gheorghiță pentru Wind Rover și după aceea pe baza acelui traseu îl băgăm și cu presa de baloți. O să-i placă că are New Holland-ul la dispoziție acum, are ce să facă. Hai să intrăm în primul și în primul rând work wide, 8 metri trebuie să-i dăm aici, intrăm aici pe no course, number of headlands, hai să-i dăm fără headland, să vedem de curiozitate ce ne face, cum le face. Nu este extraordinar de rău, e chiar acceptabil, decât că mi se pare că oricum nu prea înțeleg eu așa în mare cu partea asta, cum, pe ce parte se duce, în ce parte pornește, semnele alea mă cam debusolează complet. Hai să intrăm aici, să-i dăm save course, dăm al meu, așa, îi dăm teren 89, paie, da, și l-am salvat. Acum dacă ieșim aici, vedem că Gheorghiță al meu s-a pus pe treabă, mută un pic, le mută brazda un pic din stânga în dreapta. Cealaltă e exact la capătul Wind Rover-ului și de aceea nu putea să o apuce să o ia. Uite acum
a reușit. Deci, el știe ce are de făcut, nu mai bag pe el, nu mai este treaba. Hai să lăsăm aici presa de baloți că nu ne trebuie nouă. Și hai să luăm acest tractor de la Fiat. Și mergem, noi frumușel, să luăm încărcătorul frontal, să-l montăm pe acest tractor și să punem niște baloți. O să punem niște baloți și de fân și de paie. La văcuțe în primul și în primul rând, că acolo mă interesează, fiindcă văcuțele noastre nu prea mai au prea multă mâncare. O să trebuiască să punem niște mâncare la găinile noastre, ca același lucru, nu prea mai au mâncare, adică găinile chiar nu mai au mâncare, 1000 de litri e nimica toată, dacă vreau să trec luna acum, rămân fără mâncare, nu mai produc nimic, ba din contră, le scade sănătatea și asta înseamnă că nu ne mai produce nimic. Așa că mergem noi acum frumușel să le dăm să mănânce, să aranjăm pe acolo treburile și trebuie să găsim o soluție cum să facem să schimbăm sau să cumpărăm, mai bine zis, o remorcă mai mare de baloți. Încă nu prea poți. Bine, putem să facem și cu asta până la urmă, că problema e că nu prea avem bani în momentul de față. Dar poate pe viitor reușim și strângem un pic mai mulți bănuți, atunci poate ne vine mai ușor să schimbăm, să mai cumpărăm oricum. Oricum o să ne trebuiască, trebuie să cumpărăm utilaje, asta este chestia. Trebuie să cumpărăm utilaje. Până acum am mers așa, dar nu știu cât o să putem să o ducem pe partea asta cu fără utilaje. Hai că am și bell spike-ul, da? Și hai să atașăm noi frumușel greutatea minunată pe care o avem aici. Așa. Și mergem să luăm frumușel baloții de fân și de paie să băgăm la văcuțele noastre, da? Ok, ce băgăm întâi? Ia hai să vedem la care cum stăm mai rău. Primul și în primul rând la văcuțe, paie 25 de mii, cred că un balot de paie și vreo 2 de fân ar trebui să băgăm. Facem în felul următor, hai să luăm 2 de fân, prima și prima oară, îi luăm pe aceștia de aici. Wow. Ok, hai să lăsăm în jos, nu știu cât de sus era, ridicat. Aia, acum altă viață, da? Bun, hai să băgăm acești doi baloți. Să vedem cum stau după aceea la mâncare și ne întoarcem să luăm și doi baloți de paie. Trebuie să facem lucrul ăsta, bani. În primul și în primul rând că nu prea mai au mâncare văcuțele noastre și mă interesează să-mi producă cât mai mult lapte de acum înainte. Până acum nu prea mi-au produs cine știe ce. Eu sper ca de acum înainte să înceapă să-mi producă un pic mai mult. Pentru că am nevoie de bani. Pe asta m-am și bazat în momentul în care le-am cumpărat. M-am bazat pe faptul că vor produce lapte și o să-mi scot relativ repede investiția. Dar dacă nu prea îmi produc cum vreau eu, cam nasol după aceea. Bun, hai să lăsăm aici. Unu. Pe al doilea. Ăla e. Ia să vedem cât ne-a mai rămas. Ne mai intră un balut. Hai să mai aducem un balut. Stai. Mai aducem un balut. Ce să facem dacă ele vor să mai le punem aici încă un balut? Mai punem un balut. Mai zis, nu prea îmi place faptul că trebuie să adun baloții aia cu remorca asta mică și mi-a decât 4 baloți. Pe de altă parte mă uit și la bani, că mai am 9823 de euro mai avem acum în cont și nu prea poți să faci mare lucru cu banii ăștia. Cu banii ăștia cred că atâta mă costă motorina la... Bine, nici chiar așa, dar oricum, ideea în sine, sunt foarte puțin bani pentru ce avem noi de făcut și pentru o remorcă un pic mai măricică. Acum, oricum, ar trebui să-mi opresc niște bani și pentru că voi avea rată luna asta și iarăși trec pe minus. Da, cam destul de complicat în momentul de față. Bine, am și investit foarte, foarte mulți bani în fermă anul ăsta. Asta este adevărul, că am făcut toată postul ăsta, am cumpărat făcuțile. Deci, cu alte cuvinte, treaba s-a făcut. Dar tot că
aș fi vrut să câștigăm un pic mai mulți bani. Trebuie să iau paliția de acolo la un moment dat. Odată și odată o să iau. Bun, ia hai să ne mutăm noi un pic pe lateral. Hai să lăsăm un pic în jos. Și ia hai să luăm noi baloții ăștia. Așa. Bun. Hai să ducem baloții ăștia la postul de focus. După aceea o să detașăm încărcătorul frontal și mergem să luăm remorcile și mergem să scoatem. Am băgat în episodul trecut tors, acum îl scoatem de acolo. Asta este, n-avem ce să facem, trebuie să facem lucrul ăsta, fiindcă trebuie să le dăm la găini. Chiar dacă, chiar dacă nu le dăm mult, chestia este că eu luna următoare mai am de recoltat niște grâu. Atât, asta este tot, mai a rămas acolo un pic în balot, asta e. Eu mai am acolo niște mai am niște grâu pe care o să-l recoltez, o să fie gata de recoltat luna următoare și de aceea n-aș vrea să stric atât de mult tors de aici. Trebuia să mă împresc cu eu un pic, să scot din silos ca să putem să le dăm să mănânce la găini. Deci nu prea aș vrea să scot prea mult de acolo pentru că o să-mi trebuiască pentru pentru purcei. Hai să lăsăm în jos încărcătorul frontal, hai să-l detașăm și hai să lăsăm și greutatea, că momentan cu ea nu avem treabă pentru moment, de aceea zic, momentan. Ok, bun, hai să lăsăm aici dacă ne și mutăm pe ea. Ok, hai să ne ducem noi frumușel să ne luăm acum aceste două remorci care le avem aici și mergem noi să le dăm să mănânce vanis foarte puțin. Vreau cât să le ajungă pentru luna următoare. Primul și în primul rând ne uităm să vedem cam cât consumă găinile noastre într-o lună. Deci ar consuma 2500 de litri de ors, da? Deci cam asta mă interesează pe mine să scot. Bine, noi mai avem ceva mâncare, dar hai ca să nu fie chiar așa la limită, mai scoatem, dar foarte puțin. Da? De-aia zic, ar fi trebuit eu să-mi păstrez de data trecută, să nu mai chinui acum să manevrez șnecul, ca după aceea luna următoare să îl pun la loc. Dar, asta este, dacă am uitat, dacă sunt uituc, ce să-i facem? Bun, hai să lăsăm aici și hai să încărcăm vanii. Foarte, foarte puțin ors cât să le ajungă pentru luna următoare să nu facă foamea, că după aceea nu mai produc ouă. Urăsc când se întâmplă lucrul ăsta. Mi-am pus mai mult ors decât aș fi vrut, da, asta este. Ia să vedem. Oh, ia uite, ne-am produs și deja câteva ouă și noi le-am luat. Data trecută chiar le-am luat. Ok. Hai să le punem nințică mâncare. Vai, asta ar trebui să le ajungă pentru ceva timp. Am pus chiar mai mult decât aș fi vrut eu. Dar nu-i problema, asta este. E bine și așa. Ce mai avem aici? La purcei, uite, mai avem aici niște. O să mai trebuiască să le mai punem niște ori. Da, mai stăm. Mai putem să mai stăm nințel. Uite, avem deja 200 de purcei. Ok. Restul cred că este în regulă. Nu ar mai trebui să mai fie probleme. Da. Restul este totul în regulă. Bun. Acum ce facem noi? Acum am vrut ca să golesc de acolo, că bani sunt prea. Încă nu m-am obișnuit cu binurile astea și mai ales cu șnecurile. Hai să lăsăm aici, pentru moment este tot un rec. Bun, acum o să luăm remorca noastră cu autoloading și mergem să luăm de acolo baloții, că n-avem ce să facem. Asta este pentru moment, nu ne permitem altă remorcă. Ne chinuim cu asta pe care o avem.
O să-i lăsăm, o să-i depozităm momentan aici. Când vom mai strânge bani și putem să construim câte un alta, atunci e totuși cu totul altceva. Dar până atunci, îi băgăm aici, pe terenul ăsta gol. Hai să mergem, de-abia trecem și pe la Gheorghiță, să vedem ce face Gheorghiță, pe unde, în ce stadiu al lucrării este cu făcutul de baloți. Că v-am zis, l-am pus să facă baloți acolo, ați văzut de fapt. Mai nu sunt mare amator de pe al acestei remorci, dar pentru momentul asta avem asta folosim. Hai să începem întâi pe terenul de baloți de paie. E vorba de terenul de aici, de an. Trebuie să iasem pe unde e Gheorghiță. Ok, hai că să mișcă. Nu foarte grozav, dar cel puțin să mișcă. Nu? E măcar bine lucru că se mișcă. Hai să intrăm pe aici. Mai sunt întâi și întâi. Cred că am putea să din de noi baloți de paie, stai să nu, mai bine îi oprim, că mă gândesc că anul ăsta la văcuțele noastre s-ar putea să cam toace. S-ar putea să cam toace paie și nu prea văd ca să răzbim fără paiele astea. Ok, hai, suntem pe teren. Ne apucăm, v-am zis, adunăm toți baloții de paie care avem aici. Mergem și descărcăm acolo pe platoul ăla la noi la fermă. Asta mai așteptăm un pic să facă baloți și Gheorghiță. După ce face baloți și Gheorghiță și tot și eliberăm terenul, o să trebuiască, v-am zis, trebuie să ne apucăm de terenul ăla să-l arăm de 89. A după aceea, după ce recoltăm și 86-le, că 86-le va fi, e ovăz, va fi gata de recoltat luna următoare. Recoltăm și ovăz după 86 și unim și 86-le cu 87 și facem și acolo un teren la fel de mare ca 89. Da? Ok, hai să ne punem la treabă. Nu uitați, prieteni, dacă vă place videoclipul, dați acolo un like, un subscribe, abonați-vă dacă nu sunteți abonați și vreți să vedeți mai multe episoade de genul. Sau dacă sunteți curioși să vedeți până la sfârșit seria asta și cum va arăta ferma la sfârșitul seriei, după ce terminăm noi aici toate lucrurile de făcut. Hai să ne punem la treabă, că avem treabă de făcut. Ok, hai că Gheorghiță al meu a terminat treaba, o să facem felul următor. O să las aici remorca și o să iau presa de baloți cu fiatul. Da? Pentru că noi am salvat acolo cursul de la Courseplay și o să-l folosim pe acela din salvări.
ca să pot să-l pun pe Gheorghiu să-ți facă, să fac treaba, eu să mă duc să duc Windroverul la fermă, după aceea o să mă întorc să mai iau, mai trebuie încă un balot în acea remorcă și după aceea mergem să descărcăm baloții. N-avem ce să facem, asta este, trebuie să liberăm terenurile, încă altfel e problemă, da? Bun, hai să facem felul următor. Intrăm frumos pe course play. Avem aici nou course, avem terenul 89 pai, că pe acesta, ăsta m-a interesat pe mine, da? Îi dăm aici load course, dăm înapoi, intrăm frumos pe working wide, trebuie să-i setăm noi 8 metri, că atâta a fost făcut cursul respectiv. Asta este, n-avem ce să facem, trebuie să-i dăm aici 8. Ok. Și de ce nu mi l-a luat? Ok, ia să vedem. Da, acum l-a luat. Și îi dăm să facă baloți. Dar mai trebuia să-i dau eu acolo load, nu-i dădusem și de aceea a făcut așa. Da, am rezolvat și în continuare el va face baloți. Eu o să iau de aici frumușel acest tractor, o să iau Windroverul și o să mă duc să le duc la fermă. O să mă întorc să iau remorca, ca ați văzut unde am lăsat-o. Și după aceea o să stăm după Gheorghiță să facă el baloții, o să-i carvan, trebuie să-i liberăm de aici terenul, fiindcă aici o să avem de lucru. Vreau, deși ăsta nu era de arat, 89, am zis că o să-l ar și pe ăsta și 89 și 88 și 86, 87 le vom uni și vom face un teren mare și acolo. Pentru că sunt toate aliniate unul lângă altul, mie îmi trebuie din ce în ce mai multă mâncare pentru purcei, o să-mi trebuiască din ce în ce mai multă mâncare pentru purcei și o productivitate cât mai mare. Vreau ca să le arăm până la urma urmei, ca să le avem deja arate. Am mai putea, de exemplu, 89, să intrăm decât cu compostorul, că nu arată chiar atât de rău, dar celelalte 88, 86 și 87 alea trebuie să arate neapărat. Da? Trebuie să arate, trebuie strânse pietrele de pe ele, deci acolo e cu totul și cu tot altă problemă. Aici 89, hai să zic, într-o mare măsură am putea să mai lăsăm un pic să nu-l arăm acum, dar o să trebuiască pe viitor și el arată. Putem să facem treaba asta, să intrăm cu compostorul momentan pe terenul ăsta și să-l lăsăm pe celălalt să le facem anul ăsta. Ăsta să-l mai lăsăm un pic. Bun. Dar oricum, și dacă intră cu compostorul, tot trebuie să eliberăm terenul de paie, așa că Gheorghiță oricum are treabă și eu după el trebuie să strâng baloții. N-avem un cotru, asta este. Și da, va fi gata de recoltat luna următoare. Rapița pe 88, 86-le, terenul de ovăz la fel. Și la fel și terenul 76, cel cu grâu pe care l-am cumpărat anul trecut când am făcut, sau anul ăsta, când am făcut terenul ăla de iarbă. Anul ăsta, de fapt, în primăvară. Când am făcut terenul de iarbă, l-am luat și pe 76, decât că ăla avea deja grâu pe el. Pe mine, oricum, mă interesa grâu, că am găinile și le dăm grâu. Chiar o să le dăm grâu de... din ăsta cel recoltăm, o să ducem direct la găini, că oricum îmi trebuie și grâu pentru găini, că nu mai avem mâncarea sus. Le-am pus eu ceva, dar nu este de ajuns. Ok, știu. E o... cum să zic, o activitate repetitivă, mai ales că în ultimul timp, în ultimele câteva episoade, am tot făcut baloți, dar și asta face parte din farming, pentru că, de exemplu, baloții de fân. Dacă nu avem baloții de fân, nu avem mâncare pentru făcuțe, nu producem, în primul și în primul rând, nimic, adică nici laptele pe care de obicei îl vindem, pe care îl vom vinde, de fapt și de drept, da? Și ne luăm bani pe el. Nu vor produce îngrășământ lichid, pe care îl vom folosi la fertilizat de legume de acum înainte. Foarte, foarte important, trebuie să fertilizăm legumele de acum înainte și avem nevoie de îngrășământ lichid. Ne trebuie bălegarul, care la fel vom fertiliza legumele. Adică lucrurile astea se leagă. Nu producem bălegar dacă nu avem paie. La fel, nu avem paie, nu avem baloți, nu avem de unde să le dăm paie, nu ne produce bălegar. Mergem să cumpărăm, dăm bani pe el, nu rezolvăm nimic. Așa cel puțin. Avem aici paielele. Pardon. Produce bălegarul, îl produce chiar văcuțele noastre, purceii noștri. Da? Deci lucrurile astea se leagă, de aceea spun. Chiar dacă uneori anumite activități sunt repetitive, este foarte important să le faci, pentru că se leagă unul de altul. Altfel, ai de pierdut.
O să facem și un depozit de baluți. Vom face, multe lucruri vom face, dar avanți, deocamdată încă mai avem câteva lucruri de aranjat. Trebuie să mai cumpărăm niște utilaje. Mai repede, eu cam așa prefer, mai repede să-mi cumpăr utilajele, să-mi iau tot ce am nevoie, ca după aceea să construiesc, să pot să-mi permit să cheltui bani. Pentru că dacă am utilajele care trebuie, pot să produc mult mai mulți bani. Așa, dacă bag bani în construcții și îi bag degeaba oarecum, să zic așa, nu mă încălzește cu absolut nimic. Așa, dacă pot, de exemplu, măresc capacitatea de lucru a terenurilor, dacă măresc terenurile, adică îmi cumpăr terenuri, sunt mai mulțumit. Eu sunt mai mulțumit decât pur și simplu să-mi aranjez ferma și să las pe acolo. Într-adevăr, nici utilajele nu trebuie lăsate așa la în ploaia iurea, că se strică, ruginesc. Dar pe de altă parte am zis că hai întâi și întâi să cumpărăm tot ce ne trebuie pentru fermă și mai ales terenuri. Și după aceea luăm restul. Înțelegeți voi? Ok, hai să luăm și acest balot minunat și mergem să le ducem. Nu vrea? Gata. Mergem să-i ducem la fermă. Oricum îmi vanzi. Hai să zicem în felul următor. 89, intrăm cu compostorul, momentan nu-l arăm, că văd că nu e chiar neapărat nevoie de arat ăsta. 88 în schimb și 86-87, alea trebuie scarate, trebuie strânse pietrele la acolo. E mai... Acolo trebuie mai multă atenție. Dar hai să zic că la 89 îl mai ducem anul ăsta cu un compostor, cu un alta și o să venim, practic. Mai aștept să mai facă cel puțin un rând, după aceea o să luăm compostorul, o să alternăm. Mai adunăm niște baloți, mai intrăm un pic cu compostorul, fiindcă și să stau după Gheorghiță degeaba, iar nu prea-mi convine. Că pierd timp. Și de aceea parcă aș intra și cu compostorul, că ar fi mai bine. Nu? Bun, atunci hai să facem felul următor. Hai să descărcăm aici baloții. Așa. Și hai să luăm, hai să punem o greutate oricum la tractorul ăsta, că ne trebuie greutate neapărat. Și v-am zis, o să luăm compostorul, mai dăm două ture. Aș mai vrea totuși un rând. Aș mai vrea un rând să-l termine Gheorghiță, ca să am mai mult spațiu de manevră. Am dărâmat greutate. Am dărâmat greutatea, nu mai putem să mai atașăm. Las că o luăm pe cealaltă. Nu vrea pe asta, o să luăm pe aceasta. Așa, ăla-i. Hai să vedem. Am mai făcut Gheorghiță vreun balot. Mai mergem să mai liberăm încă un rând, ca să putem să intrăm după aceea cu compostorul. E aproape. Și totuși atât de departe. E atât de aproape și totuși atât de departe. Mamă, te doare cap. Mai avem, uite cât, de-abia unde este, e cam pe la jumătatea rândului, practic. Așa că hai să facem un felul următor, nu știu dacă în partea altă mai, uite că are deja acolo un balot, hai să vedem. Hai să vedem ce mai adunăm după aici. Că v-am zis, trebuie să intrăm și cu compostorul. Bine, oricum ăla e destul de mare compostorul și nu durează atât de mult cu el, dar trebuie și ăla. Adică întârziem în țăr și cu ăla. Că și terenul ăsta e destul de măricel. Mergem un pic mai în față. Ne întoarcem de acolo. Nu știu dacă aici mai avem vreun balot. Nu mai avem niciun. Ok. Deci ăla este prim. Bun. Să luăm atunci pe același. Vai, mergem către capătul ăla. Mergem după aceea, lăsăm remorca. Mergem, luăm compostorul. Venim aici, intrăm frumos pe teren. Așa. Trebuie să schimbăm sapa aia de plivit. Nu sunt deloc împăcat cu ea. Cred că e de cartofi aia, nu cred că e pentru. Și nu prea sunt eu mulțumit cum aș vrea. Ce ai făcut, Gheorghiță? Să n-ai mai făcut și tu niciun balot? Asta a fost mai... A fost mai îngustă brazda, au fost mai puține paie pe ea. Dar aia a scos decât un singur balot, Gheorghiță. Aia vor ieși doi sigur. Bine, și el oricum mai are acum în presă de baloți, dar oricum acolo sunt mai multe paie, să și vede că e mai groasă, mai bogată.
Bine, atunci facem în felul următor. Lăsăm să-și facă de cap el. Eu o să fac în felul următor. Parchez undeva pe aici remorc, astfel încât să nu mă blocheze nici pe mine, dar nici pe el. Da? O detașăm și mergem noi acum frumușel să luăm compostorul, să intrăm pe terenul cu numărul 81. V-am zis ca să nu mai pierdem timpul, că e păcat totuși să pierdem timpul acolo. Unde ești tu, compostorule? Uite, aici sunt, domnule. Uite aici, ăsta este. Ăla-i. Hai să luăm și să mergem pe teren, să ne punem pe treabă. Avem treabă de făcut. Chiar avem treabă de făcut. Bun. Hai să facem aici compostorul. Bineînțeles, tot de la Horș și acesta. Ca majoritatea utilajelor noastre, v-am zis, Horș și Vermir. Astea le avem. Hai să compostăm terenul ăsta minunat până ajungem la baloții pe care îi face acum Gheorghiță. După aceea mai mergem, mai strângem baloții, mai ducem la fermă, mai toarcem un pic, mai compostăm și tot așa. Hai la treabă. Nu uitați, prieteni, dacă vă place videoclipul, dați acolo un like, un subscribe, abonați-vă dacă nu sunteți abonați și vreți să vedeți mai multe episoade de genul, sau poate sunteți curioși să vedeți cum va arăta această fermă la sfârșit, la sfârșitul seriei. Abonați-vă acolo, dați pe clopoțel să fiți notificați când apare un nou videoclip. Eu acum mă pun la treabă, mă pun pe compostat, fiindcă avem ce să facem, da? Hai la treabă. Ok, hai că a terminat și Gheorghiță de făcut baloți. O să îl luăm de aici. O să vin cu Fiatul, trebuie să adun și restul de baloți pe care îi mai avem acolo. Și aș vrea să vin cu Fiatul, n-aș mai vrea să demontez compostorul de pe New Holland, să mă întorc înapoi și tot așa. Mergem să ducem presa de baloți la fermă. O să venim să luăm remorca de baloți. Luăm și ultime baloți de aici și după aceea voi continua. Eu nu o să mai pun pe Gheorghiță cu compostorul, că nu are rost, mai sunt drum și jumătate, o tură și jumătate, să zic așa. Într-adevăr, mai sunt baloții de adunat, dar îi adunăm repede, nu-i problemă că nu ne ia foarte mult timp. Și uite așa am reușit până la urmă, să facem și baloți pe terenul 89, să și compostăm terenul Vans. Nu-l mai lăsăm anul ăsta, n-are rost să ne mai complicăm, că oricum avem de arat 88, 86, 87, avem o grămadă de făcut aici. Trebuie să adunăm și pietrele, deci vom avea. Oricum, luna următoare, următorul episod se va avea loc în luna iulie. Și o să dăm practic timpul înainte. În luna iulie, în mod normal, ar trebui să fie gata de recoltat 88-ul, terenul cu numărul 88, adică rapița, 86-le, adică terenul cu ovăz, și ar mai trebui să fie gata terenul cu numărul 76, cu grâu.
grup pe care, bineînțeles, o să-l luăm pe tot și o să-l băgăm la găini. Da? Nu o să-l băgăm la găini, fiindcă oricum o să avem mare nevoie de, grâu acolo și n-ar trebui să ne mai complicăm să băgăm în silos, etc., etc. Bun, hai să lăsăm aici presa de baloți. Din nou, ignorați faptul că este haos total la mine în ferm pentru moment. O să rezolvăm la un moment dat, dar nu acum, nu acum, că oricum nu avem bani acum să rezolvăm tot haosul ăsta. Mai târziu, când vom mai face rost de niște bani, adică undeva, cred că pe anul următor, după ce luăm bani pe legume, sper oricum, sper ca să strâng cât mai mulți bani și din lapte, la un moment dat. Momentan nu prea am cine știe ce lapte, dar sper ca pe viitor să producem din ce în ce mai mult lapte și să vindem, ca să pot să încasez din ce în ce mai mult bani, să pot să extind un pic ferma asta, că arată bine, suntem bine per total, adică nu suntem absolut deloc rău, dar aș vrea ceva un pic mai bine de atât, să stăm, să fim un pic mai bine ca și progres, da? Pentru asta trebuie bani și ne mai trebuie utilaje și de aceea spun că o să fie un pic cam complicat să și modernizăm ferma, să și cumpărăm utilajele care ne trebuie, dar ușor, ușor le vom face. Hai să luăm ultimul balot de aici și după aceea ne întoarcem să-i luăm și pe ceilalți, că mai avem un capătul celălalt. E mai să terminăm aici repede de compostat, că nu mai e cine știe ce, uite, mai avem aici. Mergem cu rândul ăsta până la capăt și după aceea ne întoarcem și mai intrăm o dată pe partea asta de teren, care oricum e cam jumătate din compostor, dar asta este. Da? Hai să terminăm treaba! Și ăla e, am terminat și cu compostatul acestui teren. Am reușit astăzi până la urmă, am compostat terenul ăsta, am dat de mâncare la animale, bine, o să mai dăm și luna următoare. Am strâns de aici baloții, paiele, de fapt am făcut baloții, am strâns baloții pe care i-am făcut aici, de pe terenul 87, la fel, de pe terenul de iarbă, la fel. Deci oricum a fost o zi foarte, foarte productivă, cu alte cuvinte. Uitați, prieteni, dacă v-a plăcut episodul, dați acolo un like, un subscribe, abonați-vă dacă nu sunteți abonați și vreți să vedeți mai multe episoade de genul. În episodul următor să ne întâlnim în luna iulie și o să recoltăm, o să intrăm în primul și în primul rând pe terenul cu numărul 76, fiindcă acolo avem grâu și vreau ca să iau grâul respectiv să-l duc direct la găini. Terenul respectiv o să-l alipim terenului de iarbă ca să avem acolo cât mai mult, oricum asta a și fost planul de prima și prima oară, asta am vrut să fac. Decât că dacă am văzut că este semănat cu grâu, am zis, bun, ok, hai să mai oprim anul ăsta și să mai luăm ceva de pe el, practic, da? Și de anul după ce, așa, țineți minte că exact așa am zis de primar, după ce îl recoltăm, atunci o să-l alipim terenului de iar. Cam atât pentru astăzi, nu uitați, like, subscribe și share și ne vedem în episodul următor, tot aici pe canalul de YouTube, Adrian Game Gadget, o zi frumoasă, aveți, pa, pa!